Bună ziua, copii! Azi vom realiza un peisaj de iarnă folosind tehnici diferite. Așadar, pentru această activitate veți avea nevoie de o coală de hârtie cartonată mai închisă la culoare, de exemplu albastru sau maro, o foarfecă, un lipici, vată, o pensulă subțire și puțină vopsea albă. De asemenea, veți avea nevoie de puțină hârtie verde pentru coroana brazilor și o fâșie de hârtie maro pentru trunchi. Înainte de a începe activitatea, vom desena pe hârtia verde 3 sau mai multe triunghiuri de dimensiuni diferite pe care le vom decupa. Iar fâșia maro o vom tăia în câteva bucăți mai mici. Cine nu dorește să decupeze și să lipească brazii, îi poate picta. Dacă ne-am pregătit toate materialele, putem începe activitatea noastră. Pentru început, voi plia, adică voi îndoi hârtia în acest mod. Presez linia formată, iar marginea rămasă o voi tăia. Dacă așezăm acest colț în partea de sus, vedem că am obținut un triunghi pe care îl vom deschide și vom observa această linie care s-a format prin presare. Acum vom mai îndoi o dată foaia, luând colțul din stânga și așezându-l peste colțul din dreapta. Vom presa și această linie formată. Deschidem din nou triunghiul format și observăm cele două linii formate prin presare, una verticală și una orizontală. Această parte va fi partea pe care vom lipi brazii, iar apoi vom picta puțin. Așadar, vom lăsa hârtia în această poziție și vom începe să lipim brazii pe această linie. Pentru început, voi pune lipici pe trunchiul unui brad și îl voi lipi pe această linie. Acum voi lua triunghiul cel mai mare, voi pune lipici și pe acesta și îl voi lipi deasupra trunchiului. Presăm cu degetele pentru a se lipi. Iar acum voi lua triunghiul mijlociu, voi pune lipici și pe acesta și îl voi lipi peste vârful triunghiului lipit anterior. Voi lipi și triunghiul cel mai mic, iar bradul nostru este gata. Se procedează la fel cu toți brazii. Fiecare copil lipește câți brazi dorește. Însă este foarte important ca tot ceea ce lipiți să fie în interiorul hârtiei, adică să nu vă iasă afară din hârtie. Acum, cu o pensulă subțire, voi picta puțină zăpadă pe coroana brazilor. Nu este nimic complicat. Facem exact ca și cum am trasat cu creionul pe o foaie o linie în zigzag, adică prin mișcări scurte, sus, jos, sus, jos. Ceea ce este important este să luați vopsea pe pensulă de câte ori este nevoie, pentru a putea avea un alb frumos pe coroana brazilor.
Voi picta puțină zăpadă și în partea de jos a brazilor, adică pe pământ. După ce am pictat zăpada, voi stropi puțină vopsea deasupra lucrării, lovind cu degetul pensula. Dacă vi se pare greu așa, puteți folosi coada de la pensulă sau un bețișor pentru a picta fulgii de zăpadă. Acum suntem foarte atenți pentru că vom avea de decupat această linie pe care vedem săgețile albe. Ne oprim când ajungem la zăpadă. După cum vedeți, acum avem două părți. Pe partea aceasta din stânga vom pune lipici. După ce am acoperit întreaga suprafață cu lipici, luăm partea dreaptă și o așezăm în acest mod peste partea cu lipici. Presăm pentru a se lipi foarte bine cele două părți. Acum lăsăm lucrarea noastră în această poziție pentru a putea pune lipici și pe această parte. După ce am acoperit cu lipici întreaga suprafață, vom lipi un strat subțire de vată. Și acesta este peisajul meu de iarnă. Voi puteți să-l completați cu ce doriți. De exemplu, puteți lipi mai puțin brazi și puteți picta sau lipi o casă sau un om de zăpadă. Fiecare cum își imaginează peisajul lui. Acum eu vă doresc mult spor și ne auzim la activitatea următoare. Pa, pa, copii!